În această perioadă, autoritățile locale sunt implicate în pregătirea incintelor în care vor funcționa secțiile de vot, care trebuie să respecte toate cerințele privitoare la accesibilitate, siguranța cetățenilor, dar și a procesului electoral. De regulă, marea majoritate a secțiilor de vot sunt amenajate în incinta unităților școlare. Începerea campaniei electorale s-a demarat și campania pe linia informării asupra procesului electoral, precum și cel al prevenirii și apărării contra împotriva incendiilor. Această campanie va fi menținută până la sfârșitul procesului electoral. Această acțiune constă în verificarea secțiilor de votare dacă corespund din punct de vedere al respectării normelor privind prevenirea incendiilor. Autoritățile publice locale sunt preocupate de pregătirea, din punct de vedere logistic, a incintelor în care vor funcționa secțiile de vot. Ele sunt, cu mici excepții, aceleași în care s-au organizat și alegerile anterioare, prezidențiale, locale sau acum parlamentare. Direcția administrativă din cadrul primăriei, împreună cu Serviciul de Situații de Urgență și Serviciul Edilitar, au luat toate măsurile ca secțiile de vot să fie pregătite pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Dar noi nu pregătim secțiile de vot pentru inspecție, noi pregătim secțiile de vot pentru că trebuie să pregătite, știți? Sunt legate de securitatea la incendii. Da, sigur. Mai drastice măsurile ca și în care... Evident că sunt mai drastice, au fost și la alegeri locale la fel, știm despre ce este vorba. Direcția administrativă de la noi împreună cu Serviciul de Edilitar se ocupă de pregătirea lor în așa fel încât ele să fie conforme pentru a desfășura alegerile în bune condiții, că este obligația primăriei de a rezolva lucrul ăsta. Campania de verificare a secțiilor de vot va fi menținută până la finele procesului electoral. Inspectorii Isu verifică toate încăperile în care se vor amenaja secții de vot pentru a vedea dacă respectă normele de securitate la incendii.